Trăim într-o lume din ce în ce mai instabilă, dar de repere avem nevoie. Care ar putea fi însă acestea? Încercăm să aflăm alături de profesor universitar dr. Dragoș Popa în Arena Ideilor. Da, într-adevăr, trăim vremuri interesante și chinezii spuneau că trebuie să ne sperim în primul rând de vremuri interesante, că sunt cele mai greu de trăit. Acum 60 de ani, lumea era îngrozită de starea excesivă de tensiune în care se trăia. Ceea ce se ignora însă este faptul că în momentul în care avem ceva bipolar, avem o tensiune majoră, aceasta are un rol stabilizator. Dacă luați o sfoară și trageți puternic de ambele capete, ea e foarte tensionată, e stabilă. Dați drumul la un capăt și să vedeți cum flutură în vânt și nu mai știe nimeni pe unde e. Ceva în genul acesta s-a întâmplat și cu lumea. Acum 60 de ani era o tensiune maximă, totul era stabil, știam foarte bine ce va fi mâine. Pe o sârmă foarte bine întinsă poți să mergi? Poți să-ți ții echilibru? Să avansezi? Da. Deci aici sunt problemele. Noi am trecut acum în ultimii 10 de ani printr-o perioadă de relaxare. O relaxare quasi totală, nu mai era niciun pericol, toată lumea era fericită, totul mergea foarte frumos mai departe. Starea asta seamănă, știți cu ce seamănă cel mai bine? În momentul în care, poate că vă mai aduceți aminte de desenele animate, în care unul merge, numai că nu mai merge pe pământ, ci deasupra prăpastiei și într-o dată își dă seama că nu mai are teren solid sub picioare. Și cade. Și e foarte mirat ce s-a întâmplat cu el. Cam așa ceva se întâmplă și astăzi, pentru că noi mergem de foarte mult timp pe un teren care nu există. Și la început nu am realizat ca personajul din desen animat. Exact ca personajul respectiv, eram foarte mulțumiți, calmi și fericiți. Ia uite-te, nici măcar nu mă mai sprijin de nimic și merg la fel de bine. E, uite că la un moment dat ne-am dat seama că de fapt nu mergem și cădem. Lucrurile nu sunt deloc ușoare pentru că lumea e relaxată. Chiar dacă aparența este că ar fi tensionată, e o falsă reacție. Este exact reacția pe care personajul din desenele animate a avut-o înainte de a începe să cadă. De mirare. Mirarea nu înseamnă tensiune. Și în măsura în care nu te trezești la timp, evident, cazi în gol. Când cazi în gol, nu știi unde ajungi. Lumea este în mare măsură, în momentul de față, într-o stare de genul acesta. În mod normal, discutăm despre o reașezare geopolitică, despre o reașezare geoeconomică. Totul e geo, pentru că totul privește tot pământul. Poate să difere tema, pentru că oricum se reorganizează toate. Încă nu avem un termen care să le cuprindă pe toate. Și nenorocirea este că toată lumea, toată clasa politică de pe întreaga planetă, a fost prinsă exact ca personajul din desenele animate. Și se întreabă, dar ce e asta? Ce s-a întâmplat? Era așa de bine. Era relaxare, era frumos, nu ne durea capul. De unde vin toate astea? Păi vin tocmai prin faptul că relaxarea care este nesustenabilă, ca să folosim un termen care e foarte la modă, înseamnă pierderea oricărui control. Exact ca în personajul respectiv. Și stăm și ne întrebăm ce ne-a pognit, de unde ne-a venit, încotro ne ducem. Știți cum e în momentul în care toată lumea e fericită, fraternizează cu vulturii, cu puii de găină, cu corbii, cu toată lumea. Până când se trezește dintr-o dată instinctul de predător. N-are opreliște. Nu mai e nicio tensiune. Nimic nu-l oprește. Poate să facă ce vrea. Starea excesivă de relaxare înseamnă în mare măsură stare de inconștiență. Și inconștiența se plătește întotdeauna mare, în politică, ca să nu vorbim de cea geopolitică. Ceea ce trebuie să observăm este faptul că în momentul de față avem deja o lume puternic multipolar. Probabil că foarte mulți poli de putere nici nu sunt conștienți că sunt poli de putere, alții au senzația că sunt poli unici, nu dintr-un conglomerat de poli de putere. Africa, de exemplu, a trecut printr-o perioadă lungă de depopulare, care straniu s-a suprapus mai mult sau mai puțin cu
o anumită perioadă de stabilitate. În momentul de față se suprapopulează. China era cea mai populată țară, în momentul de față India a întrecut-o. America de Sud trece și ea prin transformări majore. America Centrală nu stă nici mai bine. Vorbesc din punct de vedere a unor schimbări care nu sunt neapărat bine controlate, adică în sensul în care ei înșiși să știe încotro să ducă. Lumea se schimbă. Nenorocire că nimeni nu știe exact unde să duce. Vorbim de foarte multe tipuri de conflicte. Numai multiplele conflicte în care este implicată Japonia, în care este implicată Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu. Lucrurile se intersectează și se amplifică, se condiționează reciproc. Într-o țară în care, practic, acum 10 ani, 15 ani, putem să vorbim de orice, dar nu de antisemitism. În America vorbim deja de antisemitism, în unele locuri, adevărat. Avem o serie întreagă de conflicte de această natură, inclusiv în Europa. Matematica este o chestiune incriminată grav din punct de vedere rasist. Istoria trebuie toată rescrisă. Practic, suntem într-o zonă în care ne-au fugit de sub picioare reperele. Și asta este chestiunea cea mai gravă. Din nou, exact ca în acel desen animat. Dăm din picioare în aer. Exact ceea ce spuneam. Nu mai știm care ar putea să ne fie reperele, pentru că de repere noi avem nevoie. Dar avem, care ar putea fi? Avem nevoie de repere, nu avem repere, problema este că măcar să avem terenul ferm sub picioare, dar nu-l avem. Dăm din picioare în aer. Și atunci este foarte greu de știu ce se va întâmpla în clipa următoare. Veneția. Venețienii s-au chinuit ani, zeci de ani, să-și asigure terra ferma, pământul ferm pe care să stea. Și au reușit să construiască acest lucru. Da, dar vedeți, lipsindu-le din capul locului, sensul activității lor era să câștige acest teren ferm. Să creeze acel teren ferm. Da, să-l câștige sub picioare, să și-l creeze, să-l aibă acolo. Avea valoare pentru ei. Pentru noi, fiind de la sine înțeles că planeta îl are, deci e evident, asta e de la sine, nu ne trebuie așa ceva. Nu ne trebuie grija pentru așa ceva. Și atunci am pierdut conceptul, am pierdut noțiunea, am pierdut obișnuința de a le avea. Terenul ferm sub picioare. Exact. Nenorocirea este, pe de altă parte, că venețienii cel puțin aveau apă. Și pe apă puteau să stea în barcă. Noi suntem în aer, și nu avem nici balonul de care să ne ținem. Și atunci dăm iarăși din mâini și din picioare, exact ca minunatul personaj de desene animate. Problema nu este a noastră, a fiecăruia dintre noi care ne așezăm la masă, mâncăm o porție bună de sarmale sau niște mititei și ne culcăm fericiți. Problema este momentul în care cineva trebuie să ia decizii. Pentru că nu ai criterii. Pentru că nu știi în funcție de ce să faci judecățile care să te ducă la decizia corectă. Și atunci asistăm la o discuție care este foarte ciudată, de la voci care spun mâine distrug planeta. Bun, gânduri sinucigașe am mai văzut, dar parcă totuși erau mai bine modulate, ca să spun. Sau articulate, deși că articulat e mult spus, nu pot să am asemenea pretenții. Dar măcar modulate. Iar alții care se uită și nu pricep nimic. Sunt în același timp probleme economice foarte serioase. Pentru că este clar că economia mondială nu are cum să meargă bine, lucrurile ne mergând bine de foarte mult timp, devenind inexplicabil de neobservate când erau strigătoare la cer deja în perioada pandemiei, când era clar că toate regulile pe care le cunoșteam și credeam că vor fi veșnic valabile, deja se pulverizau și noi ziceam, mai e ceva trecător. Nu, n-a fost trecător, ci din ce în ce mai rău. Problema este că în aceste condiții totul se schimbă. Noi ne-am ocupat de lucruri foarte importante, cum este energia verde, dar neglijind restul. Ori dacă energia verde putea să fie pusă în joc acum sau puțin mai încolo, e o chestiune. Alte probleme, însă nu așteptau.
și au așteptat prea mult. Cred că problema este că facem judecăți extrem de limitate, pe super nișe. Nu mai vedem lucrurile în legăturile lor, legături pe care le au cu alte nișe, cu alte domenii, cu întregul. Da, am să are o vorbă, de prea mulți copaci nu mai vezi pădurea. Cam așa ni se întâmplă. Vedem diferite amănunte. Le punem pe toate într-un sac și zicem că am strâns realitate. 20 de copaci, 20 de mii de copaci nu reprezintă pădurea. Pădurea este un ecosistem, este o ființă vie. Este ceva care are propriile reguli și pe care, dacă îi le anulezi, ai distrus-o. La fel este cu sistemul în care trăim, în care avem foarte multe intercondiționări între diferitele direcții, de la inteligența artificială, de la extracția de cărbune, la arderea gazului metan și așa mai departe, până la injecțiile letale care vor unii sau alții să le facă. Totul este la un loc. Nu putem să le separăm cu bisturiu, pentru că avem altceva, nu mai avem pădure. Iar pe de altă parte, în momentul în care e calm, totul e bine, totul e frumos, ești la plajă, stai, te bucuri de soare, nu simți nevoia unei judecăți de responsabilitate. Să fiu responsabil cu privire la ce, că mă simt bine? Complicat. Sunt stresat? Mă amenință 1000 de ligioane să mă muște, să mă înțepe, să mă distrugă? Am responsabilitate. Trebuie să mă apăr eu, să mă apăr familia, să-i apăr pe cei din jur. Sunt atent, sunt vigilent. Exact. Această stare de vigilență, de atenție, o judecată limpede și trează, este cea care a dispărut în starea de relaxare. Dar atunci când ești relaxat, asta nu înseamnă să nu fii responsabil. Și dacă suntem mai mulți care vrem să ne relaxăm într-o anumită perioadă, putem să lăsăm pe alții de veghe. Păi de ce să-i lăsăm de veghe dacă nu avem la ce să veghem? Păi nu știm niciodată ce se întâmplă. Păi dacă avem convingerea că nu se poate întâmpla nimic. Niciodată nu știu ce se poate întâmpla. Exact aici este problema, pentru că personajul din desenele animate mergea foarte liniștit, pentru că știa că pământul e ferm, el n-are la ce să fie atent. Mergea foarte vesel, să vesel spunem, nu relaxat, foarte liniștit. Foarte relaxat. Nu avea vigilență, nu se păzea de nimic, nu simțea niciun pericol. Instinctul de supraviețuire. Instinctul de supraviețuire i-a atras atenția că ceva e neregulă. Dacă i-a atras atenția, era deja prea târziu. Apropo, în școala generală, domnul învățător ne spunea că este foarte important să fim vigilenți, să ne antrenăm spiritul de observație și ne ducea pe dealurile din jurul satului, spunându-ne, vedeți pe unde mergem, pentru că acolo unde o să ajungem, o să vă las singuri și o să vă pun să mergeți fiecare la voi acasă, singuri, și veți ajunge acasă dacă ați reținut drumul, dacă puteți să recunoașteți drumul de întoarcere. Dar, de câteva ori, a făcut acest lucru fără să ne avertizeze, fără să ne spună de la bun început, vedeți că o să trebuiască să vă întoarceți singuri acasă. A fost un exercițiu foarte dur, dar un exercițiu care cred că ne-a prins foarte bine. Este foarte important ca tu să sesizezi ce se întâmplă în jurul tău, ca să știi să-ți găsești reperele dacă e nevoie. Da, în momentul în care suntem avertizați și suntem vigilenți, ne apărăm și de dușmani și ne apărăm de noi înșine și ne apărăm de neprevăzut. În momentul în care ne răsfățăm la soare, nu știm ce se întâmplă nici cu noi, nici cu cei în jurul nostru, nici cu cei dragi și nici cu dușmanii, care nici măcar nu știm că există. Într-o asemenea situație în care tu, copil fiind copil mic, trebuia să te întorci singur acasă, printr-o pădure, îți era foarte frică. Dar făceai un efort să-ți amintești semnele pe lângă care ai trecut, să detectezi drumul de întoarcere. Nu spun că a fost ceva ușor, a fost ceva greu. Făceai eforturi să-ți amintești micile semne care ar fi putut să te ghideze. Ceea ce vreau să spun este că părinții,
părinții noștri, părinții copiilor, niciodată n-au îndrăznit nimic să-i spună domnului învățător cum i-ai lăsat să se întoarcă singuri acasă, copii mici. Pentru că știau pe undeva, chiar dacă și lor le era frică, de faptul că ne ajută această experiență. Da, e o chestiune foarte importantă, pentru că dincolo de încrederea pe care părinții o aveau și respectul pe care îl purtau pentru școală, pentru învățător, mai era încă ceva. Părinții, acum niște zeci de ani, erau convinși de faptul că e cel mai important lucru ca al lor copil să fie bine pregătit pentru a face față încercărilor vieții. Să se descurce. Nu-i făceau ei treburile, da. Nu-i făceau ei sarcinile. Îți spuneau, descurcă-te. Da. Trebuia să aibă respect față de muncă, trebuia să aibă tot timpul atenție, să fie vigilent pentru ca să poată să își găsească drumul corect, drumul bun în viață. Și pentru asta copilul trebuia să învețe, trebuia să se antreneze. Din păcate, astăzi și mentalitatea este copilul trebuie protejat și totul va fi bine, că viața nu poate să meargă decât bine. La fel și viața planetei nu poate să meargă decât bine. Nu trebuie să fim vigilenți, nu trebuie să fim atenți la nimic. Perfect adevărat, pentru că și la nivel macro, să spunem așa, trebuie să avem un spirit de observație, o vigilență permanentă. Da, care din păcate am pierdut-o. Vorbesc la nivel planetar. Nu ne putem culca pe o ureche. Da, nici măcar nu ne-am culcat pe o ureche. Plutim. Visăm. Când visăm, măcar ești prins de niște vise. Noi nici măcar nu visăm. Noi suntem efectiv ca o coajă de nucă purtată de valuri. Da, încotro te duci, știe marea. Știe, dar nu se știe ce știe. Aici este toată problema. Iar în momentul de față, ne tot amăgim unii pe alții că totul trebuie să fie bine. Nu te interesează și nu sesizezi că ai niște limbi de foc deasupra ta, nu sesizezi că s-ar putea totuși ca la un moment dat un balaur să nu fie tocmai prietenos și amenințările să fie reale și să te trezești dintr-o dată într-un salt nu tocmai plăcut, chiar dacă e spectaculos. E foarte complicat, pentru că se schimbă tot. S-au schimbat regulile politice, s-au schimbat regulile economice, s-au schimbat în mare măsură regulile sociale. În condițiile astea este foarte greu de știut, de găsit repere, de înțeles ceva. Și într-o astfel de situație este evident că lucrurile trebuie reconsiderate din capul locului. Aceste reconsiderări fundamentale în istorie, din păcate, de multe ori au necesitat restartarea istoriei ca atare, adică schimbarea tuturor regulilor și tuturor lucrurilor așezate prin reguli. Chestiune care este cumplită. Să sperăm că nu vom ajunge acolo. Să sperăm că ne trezim la timp. Vom reuși să prindem frâiele din mers și să reașezăm aceste probleme geostrategice, indiferent că vorbim de zonă militară, de zonă economică, de zonă politică, de zonă socială, de zonă morală și așa mai departe. Lucrurile sunt complicate pentru că sunt din ce în ce mai activi și firesc mai activi centre de putere care nu sunt centre. Adică ele nu au o disciplină, nu au regulile de precauție cu care suntem obișnuiți ca centrii de putere să le aibă. Și atunci este foarte greu de știut ce sunt în stare să facă și ce nu sunt în stare să facă. Din punct de vedere economic, trebuie să ai o anumită disciplină și o anumită înțelegere a mecanismelor. În măsura în care pur și simplu plusăm pe diferite lucruri posibile, la care nu știm unde duc, și nu știm cum interferă între ele, iarăși producem capcane sau pericole pe care nu numai că nu le putem gestiona, nu știm să le gestionăm, dar nici măcar nu suntem în stare să le intuim. Din cauza asta, lucrurile se complică foarte mult și, iarăși, din păcate,
asistăm din ce în ce mai rar la analize, la discursuri care să țină de fondul problemelor și nu de o serie întreagă de elemente de suprafață, de aparențe. Este clar că marile puteri cel puțin au o amintire a ceea ce însemna atitudinea geostrategică. Unii și-o aduc mai bine aminte, alții mai puțin bine aminte. Mă rog, sunt lucruri complicate, mai ales că atâta timp cât nu ești parte din sistem, e foarte greu de știut ce e ca cealma în ceea ce apare în presă, să spunem, sau ceea ce ține într-adevăr de mersul lucrurilor. Pe de altă parte, cine poate să pună mâna în foc ce se întâmplă în mintea celor care se trezesc dintr-o dată, actori principali pe această scenă, și care unii par surprinși, iar alții pare mai siguri de ei decât ar fi însuși Dumnezeu. Din cauza asta trăim vremuri extrem de interesante, dar ajungem la vorba chinezului, să te ferească Dumnezeu să trăiești vremuri interesante. Sunt cele mai periculoase. Exact. Dar tu, după ce ai stat la plajă, după ce te-ai relaxat, sau după ce ai stat acasă, pentru că ți-ai petrecut vacanța acasă, citind, relaxându-te, îți este foarte greu să reintri în ritm. Cu toții am avut această problemă. Atunci când am revenit din vacanță, când am revenit din concediu, ne-a fost greu să ne reacomodăm la locul de muncă, de exemplu. Și ne este foarte greu să ne reintrăm în ritm. Da, ar fi foarte bine dacă ar fi așa și ar fi foarte ușor. Nenorocirea că în momentul în care ne-am întors, am nimerit în altă parte, într-un loc total necunoscut, cu reguli necunoscute, din care nu înțelegem nimic. Avem însă senzația că trebuie să fie mai mult sau mai puțin același loc și tot căutăm dovezi că ar fi același loc, când este evident că nu mai este același loc. Și constatând că nu mai este același loc, că regulile s-au schimbat atunci când noi am fost în vacanță, să spunem, trebuie să vedem ce avem de făcut. Trebuie să vedem dacă ne putem acomoda la noile reguli. Trebuie să venim cu propuneri pentru schimbarea regulilor pe care le-am găsit. Da, trebuie în primul rând să facem efortul de a încerca să înțelegem, și ca să înțelegem înseamnă să ne apropiem de această situație, adică să începem să o studiem ca să ne fie cât de cât inteligibilă. Pentru că noi deocamdată ne raportăm la ceva ce nu e, și nu ne raportăm la situația reală. Și aici este problema foarte gravă. Ba mai mult decât atâta, avem pretenția că situația reală nu are cum să fie alta decât aia pe care am lăsat-o. Când este evident că nu mai este aceeași. Și în momentul în care constatăm că nu mai este aceeași situație, după cum spuneam, ca să facem o analogie, constatăm că nu mai este aceeași situație la locul de muncă la care ne-am întors după concediu, ce am putea face? Pentru că, da, am constatat, e altceva. Dar ce facem? Trebuie să încercăm să înțelegem ce e acel altceva. Și să vedem ce se poate face în acel altceva. Că dacă vom rămâne fixați pe faptul că este același lucru, o să tot dăm cu capul într-un cui, într-altul, până rămânem cu capul în cui. Și nu e plăcut să stai atârnat într-un cui. Până la urmă, trebuie cineva să ia taurul de coarne, să încerce să disece situația reală din momentul de față, ca să vadă din ce se compune această situație și, pe baza disecției, la fel cum am descoperit acum mii de ani și după aceea cu sute de ani și după aceea de nou acum zeci de ani, cum arată organismul nostru, corpul omenesc, din disecție în disecție, la fel să vedem cum mai arată planeta noastră astăzi, pe care, din punct de vedere al vigilenței, am părăsit-o de niște zeci de ani. Este de sperat ca încet, încet, oamenii responsabili, să spun așa, să înceapă să își dea seama de faptul că nu este o joacă, să treacă la analizele și geoeconomice, și geopolitice, și geosociale, și de toate felurile, în așa fel încât să fie în stare să construiască un model cât mai aproape de realitate, cu ajutorul căruia să găsească soluțiile necesare
pentru restabilirea unui drum, regăsirea unui drum pentru viitorul acestei planete. Da, trebuie regândit modelul de funcționare al lumii. Da, modelul posibil care ar putea să funcționeze în anii următori. Aici mai apare o chestiune, evident, din fericire avem inteligența artificială la dispoziție, deci cu privire la care foarte multă lume are încredere totală că ne va salva. Singura chestiune este că, mai ales după cum oamenii au dus până acum destinele planetei, dacă mai trec câțiva zeci de ani, inteligența artificială ar putea să ajungă la concluzia la care, mă rog, prin romane SF de acum multă vreme s-a mai ajuns, că, de fapt, oamenii sunt aia care ne încurcă, așa încât, pentru a salva planeta, trebuie să scăpăm de oameni. Doamne ferește! Pentru a reveni la minunatul film de desene animate la care mă refeream mai devreme și la care trebuie să recunosc că nu mai mi-aduc aminte finalul, putem să ne imaginăm că personajul nostru, după ce s-a zbătut speriat în cădere liberă, a reușit în cele din urmă să aterizeze cu bine într-un loc însorit, frumos, plăcut, lipsit de orice fel de griji și de pericole, să spunem în Țara Minunilor. Și să fi învățat lecția că trebuie să fii atent în fiecare clipă. Bine ar fi.